ziua suntem din nou la Elephant Fest, în plină desfășurare, alături de toată lumea bună care s-a adunat aici pe virtual, ca să zicem așa, în spațiul virtual. Astăzi vorbim cu Radu Găvan și prietena sa scriitoarea Camelia Cavadia. E vorba despre un roman eveniment, romanul Iisus din Întuneric, apărut recent în colecția de proză contemporană de la Litera și care deja a adunat ovații, a adunat cronici, deja are cititori, are fani. Ceea ce se întâmplă foarte rar. Ia spune-mi, Camelia, ai citit, ai reușit să citești acest roman al lui Radu Găvan, cel mai recent roman al său? Sau ești doar la început, ai dat doar primele pagini? Nu, l-am citit și oricum dacă l-aș fi început, n-aș fi putut să-l las din mână, așa că l-am citit, mi-a ținut de urât două nopți în care chiar nu am putut să dorm nici măcar după ce l-am terminat, pentru că romanul ăsta al lui Radu este absolut năucitor. E năucitor în sensul cel mai bun al cuvântului, pentru că efectiv nu are cum să nu te impresioneze din foarte multe puncte de vedere. Iar lucrul ăsta merită spus și eu sper că această carte să aibă un public foarte mare și un public care să-l aprecieze la adevărata lui valoare. E o carte care m-a impresionat din foarte multe puncte de vedere. În primul rând, calitatea scriturii, o scritură care curge ca și când ar fi fost scrisă dintr-o suflare. Înțelegi cumva că lucrul ăsta n-a fost posibil, că n-are cum să fi scris cartea asta așa, dar atât de bine este scrisă încât firul narrativ a impresia că ea a venit așa pur și simplu dintr-o dată, deși are o construcție extrem de densă, este pe alocuri întortocheată, cu variațiuni pe aceleași teme reproduse uneori la nesfârșit. O poveste care se recompune la infinit, dând naștere altor povești și după aceea îți dai seama că de fapt este aceeași poveste. M-a impresionat instrumentarul lui lingvistic și imagistic, de care s-a folosit în permanență pentru a amesteca binele și răul, inversându-le, dându-le permanent alte și alte valențe. Am simțit cartea asta la un moment dat ca pe un tablou, aflat într-un continuu proces de creare, de pictare. Era o pictură vie care mi se părea că se conturează în fața mea, dar totodată se schimbă, se metamorfozează, prinde viață, apoi moare, se transformă mereu în altceva, cu riscul ăsta de a te absorbi înăuntrul ei. Apoi am simțit-o cumva la un moment dat ca pe o simfonie, cu niște note foarte, foarte scăzute, cumva la limita abia perceptibilului. Alte ori crescând, nu știu, într-un crescendo din ăsta continuu, până la limita suportabilității. Și m-a impresionat oscilarea asta permanentă a vocilor care parcă ba cântau, ba tăceau la unison. Vorbim puțin despre tema romanului. Da. Spune-mi, te rog, care este relația ta cu tema asta? Citești romane despre artiști, despre condiția artistului sau preferi să nu știi? Citesc foarte multe romane în general. E adevărat că sunt într-adevăr mai degrabă o devoratoare de romane decât de non-ficțiune. Și ce m-a impresionat și la cartea asta este la fel ca și până acum, cumva, ducând mai departe toate ideile pe care Radu le-a tot reiterat în romanele lui, tema asta a artei și tributul pe care trebuie să îl aducă arta și creația, tributul pe care, de fapt, îl cer omenescului din noi. Da, e adevărat, să lăsăm pe Radu să ne spună cum a ajuns la tema asta și da, cât de aproape este de ea. E vorba despre artist, despre condiția artistului. Exact. Și ne spuneai la o discuție anterioară că ai început să scrii într-o perioadă în care chiar îți spuneai problema scrisului și a condiției tale de artist.
în început de pandemie, parcă, nu? Da, atunci l-am reluat, practic, nu știu dacă, mai rețios, că îl începusem cam acum 3 ani, 3 ani și un pic, dar era pur și simplu prea mare, era un proiect prea mare ca să-l pot duce atunci, în condițiile în care, normal, am și o slujbă, timpul este cum este, iar acest roman necesita pur și simplu să fiu acolo 100%. Și am scris puțin, nu mai știu, cam 15-20 de mii de cuvinte din carte. Cartea are 140 de mii în total. După care, la început de pandemie, am avut această șansă, până la urmă, de a transforma ceva cu mare potențial negativ în ceva cu adevărat, bun. Bineînțeles că, nu știu, mă gândesc că fără artă, viața nu e viață. Până la urmă, dacă stăm să ne gândim, dacă îndepărtăm arta din viețile noastre, în afara familiei, a prietenilor, nu prea mai rămâne mare lucru. Practic, arta este, ne dă cumva o direcție. Este, dacă vrei, cel mai aproape, mă gândesc, de divinul din noi. Atunci când creezi ceva cu adevărat, e ca și cum Dumnezeu se manifestă prin tine și atunci este ceva frumos, este ceva foarte aproape de cine suntem noi cu adevărat. Aici, pentru că tot ai adus vorba despre latura asta mistică, religioasă, trebuie să spun că, deși romanul are un titlu care trimite la zona religiei, nu are nimic de-a face cu ea. Este o carte care parcă evadează din matricea religioasă. Cum înțelegi religiozitatea și misticul? Pornind chiar de la acțiunea romanului, dar și așa, în general, în scrierile tale. Dacă ți amintești, există la un moment dat în carte un pasaj, un episod în care personajul principal poartă o discuție cu un preot după drama prin care trecuse. Și e spus acolo că preotul acela, fiind foarte înțelept, poate înțelege faptul că acel divin din personajul principal, chiar dacă nu este divinul pe care îl caută religia, este în același timp o altă cheie spre un punct comun. Și practic, când te gândești la Iisus, de exemplu, poți să-l percepi, bineînțeles, ca un personaj, ca o idee, poți să-l percepi ca ce este mai bun în oameni. Și asta mi se pare foarte, foarte important, să nu ne legăm de niște etichete, de niște nume, și să mergem spre esență, spre lumină. Practic, această căutare a lui Iisus este căutarea luminii, care de multe ori însă pleacă dintr-un întuneric foarte dens. Pentru că altfel nu poți vedea acea lumină, nu poți merge pe acel drum către esența care există până la urmă în fiecare dintre noi. Dar trebuie cumva să încercăm să găsim un drum care este, bineînțeles, pentru fiecare în parte diferit. E adevărat, și în romanul tău chiar aproape la fiecare pagină există zona asta de hierofanii, în care un personajul principal de regulă își amintește de rădăcinile lui obsesiv, negative, de multe ori înfricoșătoare, și pe care încearcă să le reevalueze. Începi de la Eta Hoffmann, m-a impresionat foarte mult lucrul acesta, și vorbești despre piticul Cinabru cu toată aroganța lui, cu modul în care își asuma toate meritele celorlalți printr-o vrajă, și asta deja mă trimite cu gândul la intenția ta de a crea din romanul acesta o operă neogotică. Ai avut aceasta în vedere sau de ce ai făcut trimiterea asta la fantasticul romantic al lui Hoffmann? E destul de simplu. Când eram mai mic, țin minte că
Avem o carte mare ilustrată, cred că de Val Munteanu, dacă nu mă înșel, exact acest pitic cinabru. Și țin minte foarte clar această senzație de teamă, de dezgust, în același timp de atracție, de fascinație față de acest personaj, față de ilustrațiile din carte, groaza uneori pe care... Și acum când mă gândesc, am un, nu știu, un sentiment așa de nesiguranță, poate nu știu dacă acesta e cuvântul, și am luat cumva această senzație și am transformat-o, am vorbit despre ea. Nu am avut intenție să scriu un roman neogotic sau pur și simplu am vrut să spun o poveste. Nu pornesc mai niciodată cu ideea de a scrie un roman într-un anume fel, ci și aici, mai ales în cazul de față, am vrut pur și simplu să spun povestea. Să explorez cumva niște temeri, pentru că, după cum spuneai, și personajele au anumite obsesii, da, la care se întorc. Și, până la urmă, acele obsesii ne fac să ne întoarcem la ele dintr-un motiv foarte, foarte clar. E ceva nerezolvat acolo. În momentul în care obsesia respectivă persistă, soluția nu este să fugi de acea obsesie, ci cumva, dacă ai acest curaj, să te iei cu ea la trântă. Și asta mi se pare mai interesant, știi, să-ți înfrunți acei demoni decât să-i bagi supreși, pentru că oricum ies de supreși mai devreme sau mai târziu. Bun, să citim acest mic fragment care mi se pare esențial pentru ceea ce se întâmplă mai departe și să o întrebăm pe Camelia cum se dezvoltă fragmentul ăsta în roman, unde, în ce pasaje și în ce episoade îi se pare că își găsește după aceea dezvoltarea. Și acum piticul meu se întorsese, tăcut ca întotdeauna, stătea acolo și mă privea. Era într-un fel o copie a piticului cinabru din copilăria mea, dar în același timp era mai mult de atât, mult mai mult. Împrumutase, da, anumite caracteristici ale cinabrului, poate pentru că mă făcea să-l accept mai ușor, sau, dimpotrivă, pentru a mă înspăimânta, ori poate că avea un alt motiv ascuns vederii deocamdată, însă sub scoarța familiară era altceva, o formă neclară, dinspre care răzbătea uneori o amenințare subtilă. Păi, așa cum obsesia asta a lui Amedeo pentru identitatea sa ajunge la un moment dat să îi guverneze exact întreaga viață, și mi se pare că tot ceea ce face și toate, de fapt, la un moment dat, cred că lumea, mi se pare că se deformează și se reconstruiește în funcție de ceea ce, de oamenii pe care îi întâlnește, pentru că Amedeo mi se pare că este un personaj extrem de cameleonic, care se schimbă nu numai în funcție de ceea ce trăiește și de lucrurile care îi se întâmplă și de această obsesie care într-adevăr ajunge să-i deformeze totul, dar el ajunge să se schimbe inclusiv în funcție de oamenii pe care îi întâlnește și de lumea, care la un moment dat ai impresia că este schimbată tot de obsesia lui Amedeo. Se schimbă și în funcție de adevărul pe care îl descoperă puțin. Exact, exact. Dar e mai mult decât atât. Mi se pare că este totdeauna și adevărul ăsta este foarte fluid, nu e niciodată un singur adevăr. Sunt fel și fel de adevăruri pe care el le descoperă și le pur și simplu modifică în funcție de ceea ce de momentul în care există, pentru că și Amedeo pe parcursul cărții, chiar dacă numele lui, și spunea Radu la un moment dat că nu contează numele, dar tocmai mă uit că în cartea lui numele sunt foarte bine alese și sunt cu niște semnificații extraordinar de puternice. Amedeo, care
este la început strigat pe numele complet, iar spre final este strigat doar Deo, are o jumătate de nume și tocmai acolo unde te-ai aștepta să existe mai multă dragoste de Dumnezeu, acolo vezi partea întunecată a Lui. Deși te-ai aștepta să vezi mai degrabă jumătatea Lui divină, încep să vezi jumătatea acestui personaj și îți dai seama atât de bine cât de scindat e și cât de complex e totodată Amedeo. Așa este. Sunt o mulțime de situații în care personajul se răzgândește, reinterpretează. Exact. Descoperirile este tentat să le rescrie, am spune astăzi, de fapt, să le repovestească, să le reevalueze și, într-un fel, în aproape toate romanele pe această temă există obsesia asta a unui înger păzitor, a unui diavol care vine să dea sfaturi, etc. În cazul de față, avem de-a face cu o mulțime de fațete ale acestui interlocutor subtil, iar la început m-a impresionat extraordinar, chiar apar două personaje foarte bine construite și care îți dau măsura acestei conversații permanente a artistului cu lumea de dincolo, cu lumea subtilă, cu lumea lui artistică, cu lumea închipuită, cu ceea ce nu pot vedea ceilalți oameni. Și anume, fragmentul ăla din parc, cu cei doi, Bruno, și te rog să ne vorbești un pic, Radu, despre acel episod care mi se pare că se leagă și de Eta Hoffman, pe care... la care ai făcut trimitere chiar la începutul romanului și de tipul de fantastic pe care tu îl cultivi. Cum ți-a venit ideea și care este rolul celor două personaje pasnici din introducerea romanului atât de bine, de impresionant construiți cei doi pasnici? Bine, cine va citi cartea va vedea că cei doi pasnici au cu totul alt rol. Ei sunt asemuiți la început cu niște câini de pază, dacă mai ții minte. Cum mi-a venit ideea, sincer, nu mai ții minte. Dar ce ții minte este că ții minte o senzație, senzația de a fugi de ceva. Senzația de evadare pe care o încearcă clarvăzătorul. El încearcă să scape cumva de un pericol pe care îl intuiește. Îi se pare la un moment dat că există o dorință din partea celor doi pasnici de a-i face rău, fără să fie sigur, fuge de ei. Este vorba despre acel pericol subtil pe care de multe ori și noi îl intuim, dar nu știm să-l vizualizăm, să punem punctul pe ei, să ne dăm seama despre ce e vorba, dar cumva fugim de ceva. Mai tot timpul fugim de ceva, sunt câteva frici clare, dar în spatele acestor frici există acele frici subtile de care fugim, nu știm de ce fugim, sunt lucruri care ni s-au întâmplat, poate în copilărie, poate la un moment dat, și ne trezim la un moment dat cu niște frici pe care nu le putem... cuantifica. Nu știm despre ce e vorba. Eu vreau să vorbesc foarte mult despre, adică să descoper, să explorez aceste frici. Pentru că fricile foarte clare, frica de moarte, de ratare și așa mai departe, sunt exploatate și sunt prea la îndemână, cum să spun. Păi ne mai interesează ce se află în spatele acestor frici clare. De ce fug? De ce fugim noi? Și de unde se naște această frică? Din ce? De unde se naște obsesia? De unde se naște dorința de evadare? Pentru că, până la urmă, dacă sunt să ne gândim un pic, există în permanență o dorința de a evada din ceva. Arta, până la urmă, este, din punctul meu de vedere, o evadare din viață, dacă pot spune așa. Deși arta este viață, sau ce ar trebui viață să fie cu adevărat, în același timp este o evadare din viață, pentru că viața este așa cum este. Și prin această evadare, în mod paradoxal, descoperim, de fapt, care este esența vieții.
tocmai acele frici care, până la urmă, nu trebuie să fie niște dușmani. În momentul în care ajungem să cunoaștem cât de cât acele frici, putem vedea că sunt niște prieteni, de fapt. Această teză se observă foarte bine în romanul tău, pentru că de la episodul ăsta introductiv, care mie mi se pare esențial, al celor doi paznici, alergând prin parc, urmărindu-și prototipul, tu ajungi treptat în apogeul romanului să creezi, de fapt, niște versuri, să creezi partea poetică, prin care personajul principal își spune, de fapt, aceste frici și le expune, transfigurându-le, într-un fel edulcorându-le, sublimându-le și totodată făcând din ele ceea ce spuneai tu, căi de evaziune din realitatea dură, brutală. Ai avut în vedere lucrul acesta? Sunt părțile lirice care în final vin așa, într-adevăr, ca un fel de final maestos, de simfonie, cum zicea Camelia la început. Ei, acolo știi prea bine ce a fost. A fost o poveste și cu voia ta chiar vreau să o spun. Eu inițial, dacă ții minte, scrisesem versurile pentru niște melodii și apoi la sugestia ta, care a fost extraordinară, am luat acele versuri și am scris cum a ajuns Amadeo la ele. E adevărat, și asta ține de bucătăția romanului. Te întrebam interesant, acum, da. Da, ți se pare interesant? Mă întrebam dacă au legătură cu frica asta, cu demonii, cu... pentru că, deși sunt lucruri înfricoșătoare care i s-au întâmplat, în versurile astea transpare ceva tonic, transpare dulceața vieții și chiar așa un fel de ușă deschisă spre o altă lume. Ei, dar dacă nu tocmai în lucrurile groaznice nu găsim poezia, șansa de a trăi cu acele lucruri groaznice, de a le transforma până la urmă, pentru că, cum am vorbit la început, perioada aceea de pandemie de la început putea fi ceva groaznic. Eu am avut șansa să o transform în ceva foarte bun. La fel și lucrurile acestea teribile care mi se întâmplă uneori, din păcate, dar asta e viața. Tocmai poezia, tocmai arta este șansa noastră de a trăi cu acele lucruri și mai mult de atât, nu doar de a trăi cu ele, ci de a le transforma în ceva extraordinar, în artă. Practic, mi se pare cel mai frumos lucru și, până la urmă, asta face un artist. Da? Ia niște traume, niște lucruri groaznice care i s-au întâmplat și le transformă în poezie. Asta e, nu știu, asta mi se pare țelul suprem pe care... Da, pentru că tu, dacă îmi permiteți, zici tu, e un pasaj acolo care mi-a plăcut extraordinar de mult, în care spui că arta în esența ei înseamnă iubire necondiționată. Să te oferi iar și iar, fără cale de întoarcere până la sfârșit. Să-ți spui povestea, indiferent în ce fel o faci. Prin muzică, scris, pictură, nu contează. Orice mod de a înfățișa lumii e cel adevărat, cel potrivit, câtă vreme te povestești pe tine așa cum ești. Mie pasajul ăsta s-a părut extraordinar de frumos, mai ales că am ajuns aici, Camelia, dar pentru că am ajuns aici, te rog să dezvolți un pic această importanță a biograficului în opera de artă în acest roman. Pentru că eu aproape obsesiv, sunt o sumă de personaje. Exact. În mod normal se spune că literatura este, cred că, una dintre artele care poate exploata sau care folosește cel mai des autoconfesarea. Și că cam tot ceea ce punem noi în cărți cumva ține și de zona autobiografică. Și eu, citind câteva pasaje din carte, mi-am adus aminte de discuțiile mele cu Radu, în care l-am recunoscut foarte, foarte fidel și cred că în cartea asta a pus o foarte mare parte din el, inclusiv momentele acelea de tăcere care reușesc să vorbească atât de bine de la sine, momentele pe care de tăcere și singurătate în care personajul reușește să scoată din el tot ce are mai autentic,
Și cred că pe undeva faptul că și Radu a fost un copil singur, mai degrabă singuratic din ce știu și mai degrabă genul de om care avea o viață interioară foarte bogată decât discuții cu prieteni sau, nu știu, apropiați. Lucrul ăsta l-a ajutat foarte mult să interiorizeze niște experiențe pe care acum poate multe dintre ele au fost, au la bază niște frustrări, faptul că poate și-ar fi dorit la un moment dat să aibă mai mulți prieteni sau să fie mai, cum să zic, mai... Da, eu cred că te-ai dus un pic prea departe, nu mă referam la biografia autorului, ci la biografiile din roman, care fac, de fapt, o temă separată. Fiecare personaj are o viață tumultoasă și fiecare dintre aceste vieți interacționează, se întâlnește într-un anumit punct cu altă viață, în așa fel încât în cele din urmă vine firesc mesajul pe care de altfel l-ai și remarcat, că nimic în afara trăirilor personale nu contează în opera de artă. Totuși, întorcându-ne un pic la roman, ca să nu rămânem numai pe zona asta a întrebării dinainte, aș mai vrea să mai discutăm un pic pe încheiere despre ceea ce ține, de fapt, suspansul acestui roman. Foarte bine, eu un roman scris, un roman masiv, o capodoperă cu o temă foarte importantă dintre marile teme ale literaturii, dar ce te ține legat de roman? Ce te face să-l citești? Care este partea lui, să spunem, vie și care nu te lasă să părăsești cartea? Sunt foarte multe părți, dar eu știu că m-am surprins la un moment dat, gândindu-mă că mi se părea la un moment dat că, uite, Amedeo în sfârșit și-a găsit niște prieteni cu care poate să vorbească și să transforme muzica în ceva care să îi aducă bucurie. Dar tot timpul am trăit cu teama că ceva rău o să se întâmple. Deci tot timpul am avut acest... Am citit-o la un moment dat ca pe un thriller. Iar ultimele 50 de pagini pot să spun că le-am citit așa într-un fel de delir, pentru că nu mai dădeam seama și el ne-a indus foarte tare în eroare când a depersonalizat toate personajele care nu mai aveau nume. Erau doar el sau ea sau ei sau... și tot timpul mi s-a părut că urmează să se întâmple ceva rău, ceva foarte, foarte rău. Și am stat cu această teamă până la finalul cărții și cred că m-am, cum să spun, am și reluat foarte multe pasaje din carte, tocmai pentru că mi-era să nu-mi scape ceva și să nu prind esența cărții astea, care oricum este extrem de nu știu, manipulatoare. Foarte densă, în primul rând. Foarte densă, în primul rând. Te ține, cred eu, mai degrabă, pentru că mereu vrei să afli ce a mai descoperit, dacă exact. După ceea ce s-a întâmplat în momentul în care deja suntem pe un fir, mereu intervine un element surpriză, este scris foarte alert, cu toate că e masiv, cu toate că are poezie foarte multă, e scris foarte, foarte bine și așa susținut. Și chiar vorbeam cu Serenela Ghițeanu și îmi spunea că a terminat cartea și pur și simplu e rău fizic, asta mi-a spus, mi-e rău fizic cartea asta. A reușit să mă influențeze într-un mod absolut și terifiant. Ia spune-mi, în momentul în care scriai la carte, Radu, ca să-ți dăm ultimul cuvânt, cum resimțeai legătura ta cu personajul și apropierea de final? Aveai sentimentul acestui crescendo sau el a venit pur și simplu de la sine pentru că ești tu talentat? Bineînțeles că a venit și de la sine, evident. Te referi la ultimile 50 de pagini, bănuiesc, despre care vorbea și Camelia, nu? Da. Ea a folosit cuvântul delir și cred că e în parte potrivit, pentru că acel final a venit cumva ca un fel de transă, dacă, bineînțeles, o transă însă și structurată, pentru că nu poți să scrii doar în transă, că na,
Până acum avem de face cu o carte și trebuie structurată. Bineînțeles că am simțit ca pe un crescendo, mai ales că m-am și atașat foarte mult, mai ales de Amadeo, de personajul principal. L-am perceput și îl percep ca pe un om, a fost folosit cuvântul viu referitor la carte și asta e foarte important. Cred că asta, de fapt, ține un cititor în carte, o poveste vie, o poveste în care o poveste care este despre oameni, până la urmă, nu despre personaje, ci pur și simplu despre oameni. Și bineînțeles că am zis ca pe un crescendo, pentru că presimțeam finalul, nu știam exact cum va arăta acel final și la un moment dat a intervenit această transă, să-i spun, de care vorbeam și am lăsat-o să se desfășoare, pur și simplu, și să meargă spre sfârșitul care, din punctul meu de vedere, este cel mai potrivit, singurul, de fapt, care ar putea să existe în această carte. Și da, finalul cred că a fost momentul cel mai visceral, așa, întins pe câteva zile, pe care l-am trăit citind cartea. Și la fel cum spunea doamna Ghițeanu, da, după ce a citit cartea, și eu după ce am terminat-o, m-a cam marcat așa, sincer. Ceea ce, până la urmă, e foarte bine, că na. Nu e asta rolul artei. Să vedem, da, ce mai zic alți cititori. Abia așteptăm sugestiile, impresiile de lectură, opiniile cititorilor pe un roman eveniment care este Iisus din Întuneric, de Radu Găvan. Încă o dată felicitări, Radu, și așteptăm celelalte evenimente, celelalte întâlniri cu cititorii tăi. Mulțumesc! Mulțumim, Camelia! Mulțumim și noi!